Am revenit aici la povestea noastră în Profite News cu Sabin German. În această oră discutăm despre piața imobiliară a României și despre ce se întâmplă în marile orașe. Invitata noastră din această oră a emisiunii Profite News este doamna Cristina Ciobanu, specialist în industria imobiliară, expert în această zonă. Mulțumesc tare mult, iată că sunteți din nou alături de noi aici la Profite News. Evident că am provocat discuția de la un material pe care l-am văzut documentat ieri în Libertatea, în care se discuta despre ce înseamnă viața pentru un student din România și erau luate marile centre universitare, că e vorba de București și Cluj în special, după care se mergea pe Iași, Sibiu, Brașov, Timișoara. Cum arată Clujul? Clujul este mai scump și decât Bucureștiul. Era cel puțin acolo menționat în material că un apartament pe care îl închiriez cu două camere în Cluj, îți ajung banii respectivi, îți ajung de pildă în alte centre, Timișoara sau Sibiu, dacă nu mă înșel, să-ți iei ceva mult mai mare, trei camere sau poate chiar mai mult. Cât de scump rămâne în continuare Clujul, cel puțin pe această zonă? Și evident, și celelalte orașe, dacă aveți cumva date statistice sau cel puțin informații. Rămâne în continuare cel mai scump oraș din țară, într-adevăr. Chiar săptămâna trecută am avut o discuție cu cineva de la București și comparam niște prețuri și ne-am dat seama, într-adevăr, că suntem cei mai scumpi, atât la vânzare cât și la chirii. Știți foarte bine, prețurile au crescut în ultima perioadă. Cred că vor crește în continuare, să vedem ce se întâmplă mai departe cu cererea, dar pe partea de chirii, pe segmentul de chirii, e foarte clar că și noi am fost depășiți de cererile pe care le-am avut în ultima perioadă și, într-adevăr, înainte ca studenții să înceapă universitățile, școlile, cererea a fost foarte mare. Și fiind cererea mare, proprietarii, văzând că sunt sunați de către agenții imobiliare sau direct de către studenți sau părinții lor, și-au permis, ca să zic așa, să țină de prețuri, pentru că știau că este momentul lor. Lucru care cred că se întâmplă cam peste tot sau a devenit așa o regulă. Dar aici aș fi foarte curios. Sunt doar studenții și părinții studenților sau vă sună și oameni care vin din zona de, nu știu, de business? Adică oameni care au lucrat de acasă în această perioadă și acum sunt nevoiți să revină la birou. N-au prea avut nicio șansă în perioada aceasta, oamenii aceștia sau familiile acestea, pentru că studenții au luat tot ce s-a putut de pe piață. Începând de la acele apartamente ieftine, urâte, cum le zic eu, fără mobil, adică nimic renovat acolo de pe vremea, da, bunicilor, până la variantele de lux, unde au ales apartamente cu două camere pentru care au plătit în jur de 600 de euro și plătesc în jur de 600 de euro pe lună. 600 de euro o chirie în Cluj? Da, vorbesc de lux. Vorbesc de apartament cu două camere. Este mult. Da, vorbesc de apartament cu două camere premium. Da. La premium nu este mult. Îți arăt casă în apropierea Clujului, ca să nu zic locul în care stau eu, închiriată cu 3250 de euro pe lună. Mai mică decât a mea. 3250 de euro pe lună. Curte mai mică decât a mea, casă mai mică decât a mea. Oricum, par niște prețuri destul de mari. Să înțelegi de mari că față de... toată proprietatea a fost închiriată în mai puțin de 48 de ore. Nu uita că la Turda există o bază și oamenii de acolo au niște facilități plătite de alte guverne. Da, nu contează, te-am trimis acolo în un spațiu mai apropiat de anumite evenimente din Est și dacă tot lucrezi la o bază militară, atunci ai tot confortul. Nu, oricum am văzut cel puțin și aici v-aș întreba cum comentați, repet, și ca marketing, de pildă au fost date publicității noi imagini cu o garsonieră iară de dimensiuni mici, de 14 metri pătrați, un confort foarte, foarte redus, din nou la un preț extrem de ridicat. Nu știu, face parte, acum reprezentați, sigur, o companie, o societate care se ocupă cu piața imobiliară. Face parte dintr-un soi de marketing și mă gândesc, nu știu, se înțeleg mai multe companii de pe piață. Uite, prezentăm și genul ăsta de, că a fost acea celebră garsonieră de 11 metri pătrați care a făcut deliciu publicului în general. S-a viralizat foarte mult. Mi-aduc aminte Mircea Bravo s-a dus și a filmat în acea garsonieră. Adică lucrurile au luat și... Era atât de celebră, da? Era atât de celebră.
E o strategie pe care, mă gândesc că nu o face neapărat un proprietarul, e o strategie care se întâmplă la nivelul industriei de aici, din Cluj, care, evident, clar ia fața celorlalte orașe. Nu, să știți că nu. Nu, nu, nu. Într-adevăr, poate fi un anunț care, da, poate fi, nu știu, un deliciu al publicului la un moment dat și atunci dau, distribuie unii de pe rețele socializare și alții și toată lumea comentează pentru că asta e pe gratis, da, să comentăm. În schimb, nu, noi cel puțin ca și agenție, ca și brand, fiind și o franciză la nivel național, marketingul nostru merge pe zona de premium, avem clienți cumva pe care îi selectăm și ofertele pe care le selectăm din piață, dar cred că întotdeauna au existat și vor exista genul ăsta de, nu știu, de oferte sau de comentarii care vor fi viralizate și cred că e vorba despre orice domeniu până la urmă. Noi nu suntem obișnuiți cu asta, dar gândește la cea mai îngustă casă din, nu știu ce oraș din Anglia, care are doar 2 metri lățime. Asta se viralizează și de ce? Nu se viralizează pentru că intervine presa sau intervine agenția imobiliară, intervine Facebook-ul. Uite-te că noi, dacă vedem o chestie foarte faină pe Facebook, o luăm aici și o punem știre. Da. Asta este. Este spațiu public, Facebook-ul, și din când în când mai are tot felul de accente de-astea de interes public. Da, și atunci transform toate chestiunile astea într-o anecdotică, dar atenție, potrivită contextului. Clujul fiind cel mai scump, că dacă aveai garsoniera aia în Brașov, costa 90 de euro și era ok, fâs. Dar în Cluj, unde toate privirile sunt ațintite, bă, ce dracu se întâmplă cu ăștia, că au așa de mare scumpetea, în momentul când îți apare o garsonieră de 11 metri pătrați, care se închiriază la prețul unui apartament în Brașov, normal că brașoveanul, constanțeanul, ieșeanul și toți ceilalți, bă, cum Dumnezeu se întâmplă asta? Ei bine, să știi că sunt o mulțime de astfel de garsoniere, nu așa de bine puse la punct, Bucureștiul este plin de ele, Clujul este plin de ele, sunt acele cămine de nefamiliști, de pe vremuri, în care unul și-a mai făcut o zugrăveală, altul nu. Unul și-a mai pus un termopan, altul nu. Ăla care și-a pus termopan vrea să câștige niște bani. 14 metri pătrați, să știi că în Paris sunt o avere. Îți arăt închiriat la 9 metri pătrați, într-o mansardă. Pe camerele de hotel de 14 metri pătrați sunt lux în Paris. Ai văzut, tu ai pățit-o și tu. Dar în Paris, camere de 9 metri pătrați, văzută de mine. Da? La o mansardă, cu Buddha la parter, coborai 4 etaje și scări de alea bătrânești, de Ludovic al XIV-lea, nu lift și de astea alte, 900 de euro. Vorbim despre ce? Băieți, acolo trebuie să ajungem. Problema fundamentală este cât câștigăm. Pe asta nu e este cât, prețul. Ideea. Nu. Un oraș scump este un oraș bun. Da? Problema este câtă carne avem pe os, ca să mă tot repet, că îmi place. Când am fost în Franța în 2013, mi-aduc aminte, am făcut un tur pe Coasta de Azur cu niște prietene. Una dintre ele stătea acolo în chirie cu alte 3 persoane, deci erau 4 în 27 de metri pătrați, dar atât de bine gândit apartamentul încât aveau paturi supraetajate și respectiv era cu înălțime mare. Un apartament de 2 camere, practic. Și au făcut un soi de apartament cu 2 camere pentru că au făcut-o sub pantă. Și noi am dormit acolo cu fetele. Era distractiv, era interesant, dar erau totuși 20 și un pic de metri pătrați în care locuiau 4 persoane. Și nu face nimeni atâta caz și costa și 900 de euro pe lună. Pe acum s-ar putea întâmpla treaba asta și în România, în condițiile în care, de pildă, facturile se scumpesc. Mai ales că... Dar noi am avut acele clădiri de confort 2, apropo, de genul ăsta și atunci cred că nevoia de a avea spații cât mai... Totuși, ca medie europeană, înțeleg că suntem totuși o țară cu apartamente destul de mici. Cele mai mici, noi și bulgarii. Ceva de genul ăsta, adică nevoia de spațialitate a devenit firească. Și oricum sunt mai mari față de conforturile de până ce-am acum. Avut. Sigur. Corect, că da, că aveam 50 de metri pătrați, 53, 4, 3 camere. Da, da. Paie, bucătărie. Uite-te, în Cannes, de exemplu, apartament cu 2 camere, e adevărat 48 de metri pătrați. Deci un studio, practic. Da. La 180.000 de euro poți să-l cumperi și îl dai în chirie cu minimum 1.100. Din 1.100 plătești statului francez, să nu treci de 12.000 de euro pe an, că atunci impozitul merge un pic mai mult, dar plătești undeva 10%. Deci, practic, rămâi undeva cu 1.000 de euro pe lună. Ai făcut efortul ăsta, ți-ai vândut în Cluj sau în București, și București începe să crească și asta e foarte bine pentru o capitală, da? Ți-ai luat acolo și ți-ai asigurat o pensie. Vorbim despre astfel de acțiuni. Deja nu se mai cumpără apartamentele numai ca să stau în el.
generația noastră a ajuns cât de cât la un anumit confort financiar, ai mai dat-o de gard, ai mai făcut o afacere, cât de cât, ai mai moștenit un pic de teren care nu costa nimic în 90 și acum Corect. Costă un milion de euro. Da? Și generația noastră începe să gândească antreprenorial. Ăsta este marele câștig pe care l-au adus imobiliarele. Nu neapărat că ți-a intrat bani la teșcherea. Dacă vin prostește, prostește se duc. Dar faptul că există deja o paradigmă antreprenorială în care să te miști, asta este un lucru fundamental pentru România. Și să știi că și în alte părți se întâmplă la fel. Acum doar este un pic blocată piața. Atâta tot. Dar o să ajungem și la aspectul ăsta. Dar nu este un blocaj financiar, atenție. Ci este un blocaj în care fiecare își evaluează, ca să poată să-și asume, o perspectivă. Dar apropo, spuneați, studenții au luat tot în perioada asta, nu i-au mai lăsat pe cei care s-au întors la muncă și aici fac chiar un apel pe care știu că unele administrații din România l-au făcut. Dacă tot veniți la facultate, lăsați-vă mașinile acasă dacă nu aveți loc de parcare, descoperiți orașele universitare. Bă, și la cu pas. Ce îmi duc mândra pe piezișă? Ai nebunit? La bar mă duc pe jos cu calul? Da? Îmi duc mândra cu decapotabila din 90. Da, nu știu, spune Cristina, mai avem un minut sau... Bun, e un apel, da. Nu auzi, Cristina, făcând acest apel, noi pe Selvus Cluj am mai discutat și am discutat chiar cu edilii de aici și curios, după ce noi am discutat, a apărut și un mesaj al primarului Emil Boc la distanță de vreo 10 zile în care făcea apel la studenți atunci în 2019 să-și lase mașinile acasă. Cred că lucrul ăsta îl face și Nicu Șordan, îl fac și alți primari din marile centre, nu știu, Mihai Chirica probabil la Iași, e cât se poate de firesc să-și lase mașinile acasă și să descopere orașul. Aici la Cluj toate universitățile și facultățile sunt în centru. Și apropo că ziceai de piezișă, Sabin... E strada care nu doarme niciodată. Oricum e pietonală, cred, în momentul de față și cobor numai din cămin până acolo. Da, dar aici aș avea o curiozitate. Au venit oamenii să-și cumpere apartament pentru copii? Da, în perioada asta? Da, au venit. Și o parte dintre ei, apropo de spiritul antreprenorial al acestei perioade, o parte dintre ei și-au căutat apartament sau și-au cumpărat apartament bine gândit să stea copilul lor și încă cineva în chirie. Corect. Pentru că acea persoană care îi aduce o chirie va plăti o rată, da, la bancă sau respectiv niște bani de buzunar copilului. Dar acum, sigur, vorbim de un segment, vorbim de 2022, să ne aducem aminte că pe vremea noastră, care nu era foarte de mult, dar nici foarte recent, dar totuși pe vremea noastră, parcarea de la facultate era aproape goală, erau două mașini, trei mașini și acum pline parcările, plin în fața facultății, plin în spate, peste tot este plin de mașini. Vorbim despre alt segment de student acum, nu mai vorbim despre studentul cu loc la cămin sau cei care stau 4-5 într-un apartament și plătesc toți câte 100 de euro sau, știi, înțelegeți ce zic, adică discutăm despre alt segment și cred că există și celălalt segment, depinde fiecare ce caută sau ce vrea să vadă. Apropo, câți bani are în buzunar? Și dacă n-am bani în buzunar, nu mă duc la Cluj. Mă duc, nu știu, la... Nu, unii fac efort să vină aici, dar apropo de... Și avem părinți care nu vor să-i lase în chirie pentru că n-au încredere și preferă să le cumpere copilului un apartament care este al lor și pe care îl vor revinde ulterior. Asta se întâmplă în Occident, doar că noi suntem foarte mirați că am intrat într-o zonă mai nouă. Dar în Occident se întâmplă asta de 40 de ani. Parcul dacă te duci la Paris Nanterre, da, care arată ca un mănăștur, ca un fel de drumul taberei, o să vezi acolo blocuri de 14 etaje, tăță studenți. Parcul auto al Clujului, spun specialiștii, se îmbogățește în această lună cu 50.000 de mașini aduse de studenți în Cluj. Ca atare, dacă ați venit cu mașinile acasă în weekend și reveniți pe urmă cu mijloacele de transport în comun, facem pauză. Numai și revenim. Aron și German să circule cu mașina în Cluj. Am revenit aici în povestea noastră la Profit News, discutăm despre ceea ce înseamnă piața imobiliară în acest debut de toamnă. Ne-ați povestit o întâmplare în pauză și chiar aș vrea să ne spuneți cât de greu sau cât de complicat a fost să găsiți pentru închiriere un apartament de 3 camere în Cluj, în cel mai scump oraș din țară, și ce înseamnă ca preț. Pentru un om care nu are probleme cu banii. Deci vorbim despre un IT, despre un tip, ok, care vrea confort.
Da, care vroia confort și vroia, nu neapărat, nu-mi place mie termenul de lux, dar se folosește în piața noastră, nu neapărat genul ăla de lux, cu marmură, cu aduse, materiale aduse din străinătate și așa mai departe, dar un apartament frumos, bine gândit, da, cu niște tablouri în el, totul fiind nou. Am căutat într-o dimineață, în jur de 3 ore, am sunat toate anunțurile care existau la toți colaboratorii noștri din piață, n-am reușit să găsesc nimic pentru ei și aveau nevoie în 2 zile să se mute pentru că stăteau pe un Airbnb și era nevoie să se mute și aveau nevoie de un apartament pe care să-l închirieze timp de cel puțin un an de zile, da, au vrut un contract pe 2 ani, n-am găsit nimic sub 850 de euro. Apartament cu 3 camere, frumos făcut într-adevăr, în apropierea unei școli unde puteau să vorbească copiii engleză în zona Mărăști și trebuia copilul deci să ajungă cartier, oarecum... Să înțeleagă lumea. Da, în cartier, da. Și aveam nevoie să ajungă copilul pe jos, fără mijloace de transport. Am căutat toată aria, inclusiv spre Gheorgheni, n-am găsit absolut nimic valabil care să fie frumos făcut și disponibil pentru închiriere. Și au dat 850, că n-au avut ce să facă. Foarte scump. Adică nu aș aștepta. Atenție, la... nu-i scump. Hai să ne gândim. Prețurile o să crească în România și o să spun de ce. Și nu mă bazez pe piața imobiliară. Mă bazez pe piața geopolitică. Îți vin, în primul rând, atâtea miliarde, zeci de miliarde din PNRR. România se va dezvolta mai încet, mai cu scârți, carți, mai cu un șut în fund, dar se va dezvolta. 2. România devine, alături de Polonia, un reper geopolitic. N-a fost niciodată un reper geopolitic. Este foarte clar că cine mai vine aici cu un avion, cu o vestă antiglon, cu o pușcă în spate, nu mai pleacă. Și atunci interesul în zona geopolitică este să întărești flancurile. Nu mă apuc de spus mai mult. Da? Vedem ce se întâmplă în zonele în care s-au făcut baze militare. Chiriile au crescut, dar în același timp s-au dezvoltat orașele, s-au dezvoltat comunitățile. România va fi alături de Polonia, și Finlanda, care și ea va fi în NATO, vor fi toate 3 reperele pe flancul estic. Nu va rămâne așa cum o știm noi acum. În 5 ani de zile, în 7 ani de zile, România va deveni, din punct de vedere geopolitic, o perla coroanei. Pentru că așa ne-a pus geografia și dintr-o dată și istoria ne-a pus așa, cu Putin în spate. Da, da, să luăm și noi ceva din perla coroanei, așa, ca și contribuabil. Perla coroanei, da. Cu condiția să fii vizionar. Uite, eu acum, dacă aș avea 1 milion de euro, dacă mă în casa asta fac, da? Investesc în imobiliare. Nu gândindu-mă acum la prețul de acum, nici la prețul de la anul, mă gândesc la prețul de peste 5 ani. Tu ai dat exemplu în pauza de, era zic de țigară, dar noi nu fumăm, numai Heidegger, citim Heidegger în pauză. Tu ai dat exemplu cu Varăta, da? Cumpărat cu 80.000, scăzut la 70 și nu știu cât, și după 3 ani peste 100. Adică dacă gândești un pic în viitor, acum ai de investit. Că dacă nu, faci greșeala pe care am făcut-o o grămadă de studenți, când aveam banii de garsoniere, toți strângeam, dar n-am cumpărat să mergem la bancă sau să luăm împrumut. Bă, și pe când aveam banii de garsoniere, hop, sub, iar creștea cu 25%, când dracu să am bani de garsoniere ca să-mi cumpăr? Da? La Caritas n-am jucat, am fost așa cum am fost, și atunci stai și dă-i să meargă, trebuie să îți meargă bibilica de antreprenor. Antreprenor nu înseamnă să-ți faci firmă. Antreprenor înseamnă că ai văzut oportunitatea acum, chiar dacă e o grămadă, e o negură peste ea, dacă ai văzut biluța aia mică, dă la o parte negura și ia-o. Asta s-a întâmplat în Spania, asta s-a întâmplat în orașele mari din România 2008-2012. Cine a investit în perioada în care a luat în 2012, 2008-2012, a vrut să ia ieftin. Ok, a luat cu 10%, cu 15%, cu 5% mai ieftin, da? Și a rămas acolo. Cine a investit cu viziune, a zis, ok, nu nicio problemă că a scăzut prețurile 10%. În 2014 ți-a fost 100.000 de euro băgată, ți-a fost 150.000. Ai câștigat. Adică să ne obișnim să gândim pe termen mediu și lung. Dar tocmai în ideea asta, vă rog. Asta știu de la niște antreprenori români din Spania care asta fac.
Da, și ce mai este interesant în imobiliare, noi avem în agenția noastră, avem o vorbă și zicem că există un Dumnezeu al imobiliarelor și atunci când faci bine, n-ai cum să pierzi, practic. Așa că dacă ești om bun și calculezi bine și faci o investiție bună, nu ai cum să pierzi. Ideea este că dacă astăzi investești 100.000 în ceva, chiar dacă tu vrei să vinzi peste 5 ani de zile, deși statistica arată foarte clar că prețurile sunt în creștere, n-au cum să scadă, dar să presupunem că ai o nevoie, nu știu, în familie, da? Și trebuie să vinzi peste 5 ani de zile, care atunci, da? Prețul va fi puțin mai mic decât ar fi trebuit să fie, deși tot e mai mare decât acum. Partea bună este că în imobiliare, de banii ăia de acolo cu care tu vinzi, tot cu aceiași bani poți să cumperi atunci acolo, la același nivel. Da? Da. Greșeala este momentul în care, cum zice domnul German, tot adunci și strângi și strângi și strângi. Când vrei să-ți cumperi, s-a scumpit. Când iarăși vrei să-ți cumperi, s-a scumpit. Asta e greșeala. A doua greșeală este să vinzi acum și să stai cu banii, că banii la ciorap, da? Că ți-e frică, da? Și să vrei după aceea să cumperi, când de fapt prețul iarăși va crește și atunci... De aici e diferența asta. Dar partea bună e că acest Dumnezeu al imobiliarelor face ca atunci când tu vinzi și dacă vrei să cumperi tot atunci, indiferent de cât ai investit, că ai investit de aici sau de aici, indiferent de nivel, tu când vinzi bunul respectiv, tot la acel nivel îți cumperi și atunci n-ai cum să pierzi. Și să ne gândim că România este într-o continuă dezvoltare. Ne enervează guvernații, ne enervează teribil facturile la curent, la gaz, dar... Dacă te uiți pe termenul ăsta istoric, pe timp istoric, PNRR n-a fost niciodată în istoria României. Niciodată. Ma să-l și contractăm. Auzi, o să-l contractăm, o să luăm niște șuturi în gură, o să luăm un cap în ficat, dar o să-l facem. N-a avut niciodată o poziție geopolitică mai bună decât acum. Nici pe vremea lui Cuza, când Napoleon se dădea pe... făcea... Al treilea. Da? Nici atunci n-am avut o poziție geopolitică mai bună. Este pentru prima dată în istoria României sau a țărilor care au fost pe aici, da? Astea trei, când pur și simplu sunt aspirate de lumea euroatlantică. Și nu mai vorbesc de lumea europeană, că lumea europeană una, două, intră la negocieri, se scarpină de două ori, vine francezul cât îmi dai gazul, vine neamțul să trăiți tovarășul est, dar în lumea euroatlantică lucrurile astea sunt fixe. Și dacă te uiți peste tot unde există civilizație euroatlantică, uneori chiar adusă, uneori chiar impusă, alteori natural, prosperitatea a crescut. Eu pe asta mă bazez. Eu am mare încredere că România peste 10 ani va fi ceea ce trebuia să fie, cu condiție. Niște șuturi în gură unor guvernanți. Nu numai de acum, stânga-dreapta. Aș vrea să vă întreb, să sperăm că, nu știu, în 10 ani devenim acea perla a coroanei sau acel pol de dezvoltare alături de Polonia aici în zonă, dar v-aș întreba, în momentul de față, piața cum e, oamenii vin să cumpere, vin să vândă și, în general, să cumpere? Sau e un soi de, hai să spunem, reținere a rezervă? Simțim un soi de reținere, adică vine rezervă. Criza, e întrebarea generală care... Da, toată lumea asta întreabă. Din păcate, nimeni nu știe exact ziua și data și ora când va veni criza. Dacă va veni criza sau dacă va fi un soi de criză mascată, dacă pot să-i spun așa. Pentru că așa am zis că vine criza, vă spuneam și într-o emisiune precedentă că am clienți care așteaptă să vină criza din 2015 și ei tot așteaptă să vină criza, să scadă prețul ca să cumpere ceva cu 200-300 de mii, care între timp cei 200-300 de mii, dacă ar fi cumpărat atunci, acum vindea cu 500.000 ceva în centru, da? Ceea ce căutau ei atunci, dar dacă n-au cumpărat, din păcate, pot să-și cumpere acum un apartament cu două camere și nu cu patru, cum era atunci. Așa că tot așteptăm criza. Nu știm când va veni criza, e foarte clar că piața este una atipică, cel puțin în Cluj, și cererea este în continuare foarte mare. Simțim o rezervă mai mult de la cumpărători și asta pentru că se gândesc, neștiind ce va fi, cum se vor întâmpla lucrurile. Există tot felul de informații, unul la mână, din punctul meu de vedere, neverificate, doi la mână, nimeni nu poate să ne garanteze anumite lucruri. Și atunci vine povestea cu scumpirile, vine povestea cu euro, da? Mai vine subiectul războiului, și așa mai departe. Și atunci e un soi de panică care se creează, dar banii sunt acolo. Adică sunt la fel de mulți bani ca și până acum. Noi tranzacționam până acum la nivel de țară, avem 70 și
5%, cred că, sau 2%, pe undeva pe acolo, dintre clienții care cumpără, cumpărau cu bani cash, adică prin bancă plățile, evident, adică banii dar jos, nu cu credit, cu banii jos, da. Fără credit, da. Și atunci banii aceia mai sunt acolo, doar că sunt clienți care încă se gândesc că oare ce se va întâmpla, oare scad prețurile, oare nu scad prețurile, până probabil se va dezmorți toată starea asta. Credeți că afectează lucrul ăsta, piața imobiliară, în general, această reținere? Să știți că deocamdată n-am văzut scăderi de preț, pentru că marea majoritate asta așteaptă. Deocamdată n-am simțit și n-am văzut scăderi de preț. Nu știm ce va fi în continuare în următoarele luni, dar cel puțin până acum n-avem decât vânzători care vin că vor să vândă. Da? Adică ofertele cresc ca și număr, ceea ce iarăși e foarte bine, că e piața mai diversificată, dar în același timp cumpărătorii sunt un pic mai rezervați. Nu știm cât va dura această perioadă, însă unii dintre ei chiar au o nevoie reală. Și aici mă refer la faptul că au trebuit să se mute de la o școală la altă școală sau de la grădiniță la școală și au făcut niște achiziții. Cei care au copii la, iarăși, studenți au făcut niște achiziții. Unii dintre clienți vor achiziții mai mari și atunci se gândesc poate să case pe care să le închirieze, că aici un segment foarte deficitar în Cluj în această perioadă, în perioada ultimului an mă refer. N-ai o casă de închiriat, o casă bună, bine făcută, cu o chirie care chiar s-ar putea plăti de către firma care aduce angajatul respectiv pe o poziție înaltă, dau 2.000-3.000 de euro pe lună, n-am ce să le dau. Nu există oferte. Deci oferta de lux în Cluj e comsi, pe chirii, comsa. Da, pe chirii foarte greu. Pe chirii foarte greu le găsesc, da. Uite, ți arăt o doamnă care a făcut parte dintr-un duplex, frumușel, dar nu m-a dat pe spate, frumușel așa, adică de nota 7. Da? Și-a pus duplexul, a divorțat, a plecat la fiica sa în Spania, și-a pus duplexul într-un cartier din Cluj, Europa, și-a pus duplexul la închiriere, un banner, atât tot, a închiriat, a semnat în prima zi, pentru ca a doua zi, undeva la 2700 de euro, duplexul, pentru ca a doua zi să vină o tânără familie și să spună, doamnă, vă dăm cu 100 de euro în plus, aruncați contractul. Evident că nu l-a aruncat, nu se face, dar presiunea pe segmentele foarte joase și foarte înalte este imensă. Pentru că văd lângă Cluj, acolo unde trăiesc eu, deja gândește că Feleacu avea acum 4 ani 2.000 de locuitori. Acum are către 5.000 fără 16. Deci 4.984. Da? Într-un singur an s-a dublat. Și n-ai voie să faci blocurină. Asta. N-ai voie să faci decât maxim duplex. Și trebuie să faci pe 1000 de metri și casa numai pe 700. Adică este un plan general în care nu te joci. Da? Uite-te ce se întâmplă în cea mai mare comună, cred că din Europa sau din lume, 70.000 de locuitori, Floreștiu. Acolo apartamentele se cumpărau la nivelul unei garsoniere în Cluj. Hopa, că acum apartamentul de două camere ți-a zburat către 100.000. În Florești, de unde face aia 6 km, o oră până în Cluj dimineața. Vorbim despre cerere imensă și o presiune imensă asupra orașelor. Și atunci putem merge mai departe ca să privim pe termen lung și să nu rămânem doar la imobiliare. România va trebui să redescopere sau să descopere ceea ce Occidentul a descoperit deja de zeci de ani, da? Orașele unite. Înțelegi? Conurbațiile. Conurbanismul. Între Cluj și Turda trebuie să ai tot un transport metropolitan. Între Iași și Târgu Frumos, între Galați și Brăila. Și Brăila, între Timișoara și Arad, adică că va trebui... ei cred că sunt cei mai avansați la nivelul ăsta de asociație urbană. Da, dar nu e asociație, trebuie să faci conurbație, pentru că altfel nu reziști presiunii, da, faci implozie. Și un drum rapid sau autostradă. Faci implozie. În Occident lucrurile astea s-au rezolvat. Dacă te duci din Paris către Saint-Germain, o să vezi că treci prin Neuilly, treci prin Nanterre Prefecture, treci printr-o grămadă de conurbații. Practic totul este unit cu un ROR, cu o linie de un tramvai de la un tren, de la un metro ușor, da? În Budapesta la fel e HEV-ul. Va trebui cumva să intrăm și noi să avem același metabolism urban pe care îl are Occidentul. Asta se va întâmpla probabil în 20 de ani, nu în 5, 6, 7, 10, cât se zic eu. Vă îngrijorează, ca să spun așa, starea de acum, reținerea care există pe piață, sau vă așteptați, nu știu, ca lucrurile să-și intre într-un soi de ritm firesc în perioada următoare?
Noi suntem obișnuiți cu schimbările acestea. Adică suntem obișnuiți, e face parte din noi, din sângele nostru, că e nevoie de fiecare dată să ne adaptăm. La noi se pot schimba lucrurile de pe zi pe alta sau în aceeași zi de 3 ori și atunci e nevoie doar să fim deschiși, aliniați și să ne adaptăm. Așa s-a întâmplat în pandemie, când foarte multă lume era speriată, blocată, da? Dar într-o săptămână și ceva ne-am revenit pentru că a fost nevoie să mergem mai departe. Au început să sune clienții în momentul în care și-au dat seama că nu mai pot să stea acasă cu părinții, cu socrii, cu așa, da? Și e nevoie să se mute, prin urmare și-au luat măștile și-au scris declarațiile și-au ieșit la vizionări să se întâmple niște lucruri. Există niște nevoi, da? Există niște nevoi reale și atunci nu ne îngrijorează neapărat. De fiecare dată, întotdeauna, mai ales că noi suntem și o agenție cu experiență cu agenți foarte bune, avem agenți pe fiecare segmente, dacă nu merge bine industrialul, merge bine merg birourile, dacă nu merg bine birourile și sunt în proces de transformare. Dar chiar și-au revenit birourile sau nu? Își revin încet, încet și birourile, da. Și au schimbat anumite caracteristici, dar își revin și birourile. Respectiv, colegul meu pe birouri, de exemplu, anul acesta are cel mai bun an din istoria lui, de 10 ani e în piață. Da. E un an foarte bun al lui. Adică toate transformările astea, apropo de adaptare, se produc mai mult sau mai puțin forțat în anumite momente, dar e nevoie să ne putem adapta ca să putem să mergem mai departe. Și atunci încercăm să dezvoltăm și să punem accent pe ceea ce există și nu să ne focusăm neapărat pe ceea ce nu este. Pentru că avantajul, din punctul meu de vedere, este că vom putea și noi, ca și agenți imobiliari, da? Să fim mai atenți la nevoile clientului, ceea ce era nevoie, adică face parte din drumul nostru, din dezvoltarea noastră și din evoluția noastră personală, profesională, spirituală, dacă doriți, ceea ce iarăși va fi bine și mai mult decât atât, e ok și pentru clienții care au acumulat de-a lungul timpului niște bani să stea mai bine, poate să se gândească ca să poată lua o decizie. Lucrurile merg într-o direcție. Da, nu știm să facem niște previziuni și să vă spunem când vine criza sau dacă vine criza. Dar la Cluj întotdeauna cumva ne-am adaptat de-a lungul timpului și cred că și acum o vom face la fel. Da, asta e o discuție care o să rămână tot timpul în dezbatere. Vă mulțumesc că ați fost astăzi cu noi. Sper să acceptați și invitația viitoare. Sabin, mâine la 16 ne revedem aici. Gata, obosiți vorba ta, dar pe baricade. Să cumpere apă. Să cumpere apă, că n-ai făcut nimic. Cum am plecat la Florența, cum te-am lăsat de izbeliște? Bun, pentru o apă mâine luăm apă. Dacă desfac frigiderul, plin de bere, nu? Să nu-l deschizi până ce ieșim din live. Ne revedem mâine la 16. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Până data viitoare, adică până mâine, numai bine.